audiență, stimate domnule general, stimați invitați de la Asociația Culturii Eroilor, domnule președinte, bine ați venit la noi, încă o dată, în rândul comunității noastre. Astăzi este un eveniment pentru comuna noastră, un mare eveniment. Am început cu pași mici aceste activități de cinstire a eroilor, făcute cu mai mult fast, cu mai puțin fast, dar important e că am pornit cumva o subfilială al cultului eroilor Mănăstirea Cașa. Domnule general, vă mulțumim că sunteți alături de filiala noastră. Este o mare onoare că dumneavoastră ați pornit încă de la început alături de noi și suntem convinși că vom realiza multe lucruri frumoase împreună cu președintele cultului subfilialei noastre, Cătălin Dima, și cu domnul Silviu Rusu, domnul colonel în rezervă. Da? Dar sunt convinsă că ne vom perfecționa cu timpul și vom realiza și noi activități foarte frumoase, așa cum de altfel trebuie să facem fiecare român din România noastră mare. Să ne cinstim eroi, datorită lor suntem astăzi aici, suntem o națiune liberă și să ne ajute pe Dumnezeu să stea toate acele evenimente departe de noi și să fie pace. Declar deschisă ședința bilanțului a subfilialei cultului eroilor de la Mănăstirea Cașin și vă mulțumim încă o dată că ați reușit să ajungeți astăzi alături de comunitatea noastră. Bună ziua, domnule președinte al filialei cultului eroilor 4, domnule general, doamna primar, domnule viceprimar, stimați invitați. Astăzi am organizat ședința de bilanț a filialei cultului eroilor și vă mulțumesc pentru că ați dat curs invitației noastre. Încep prin a citi ordinea de zi de astăzi. Prezentarea bilanțului cu principalele activități desfășurate de subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin în cursul anului 2022. Prezentarea planului cu principalele activități se urmează a fi desfășurate de subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin în anul 2023. Prezentarea lucrării subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin, retrospectiva anului 2022. Luat de cuvânt a membrilor subfiliale și persoanelor invitate, prezentarea și primirea de noi membri în subfilială, alte propuneri venite din partea participanților. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi. Dacă sunteți de acord, o să încep prin a prezenta bilanțul. Bilanț cu principalele activități desfășurate în anul 2022. În anul 2022, subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin a desfășurat următoarele activități. 1. Înființarea subfilialei cultului eroilor Mănăstirea Cașin. În ziua de 15 mai 2022, membrii subfiliale au înființat subfiliala cultului eroilor Mănăstirea Cașin și au ales biroul executiv al acesteia. Au fost prezenți 29 de membri, din 51 aflați în evidența subfilialei, ședința fiind statutară, votul a fost secret. 2. Ziua eroilor și înălțarea Domnului. În ziua de 2 iunie 2022, cu ocazia zilei eroilor,
și înălțarea Domnului, împreună cu Primăria Mănăstirea Cașin, Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și Școala Regina Maria din Comună, am omagiat eroismul ostașilor români de a-și apăra țara împotriva invaziilor străine și jertfa lor de sânge pe câmpurile de luptă din străinătate. Preotul parol Dan Miloiu și preotul Gheorghe Reoștean au oficiat slujba de pomenire a eroilor, apoi s-a ținut un cuvânt de învățătură de către preotul parol Dan Miloiu, doamna primar inginera Adriana Inache, doamna profesoară Simona Alisa Moraru de la Școala Regina Maria și domnul Cătălin Dima, președintele filialei cultul eroilor Mănăstirea Cașin. Elevii școlii Regina Maria au depus jertfe de flori la crucile eroilor, au cântat cântece patriotice și au recitat poezii despre eroii neamului românesc. Totodată, elevii din ansamblul Mugurași și Mănăstireni au venit îmbrăcați în costum național și au avut asupra lor steaguri tricolore. Apoi s-a oficiat o slujbă de pomenire la monumentul eroilor de la Dănuțitea, respectiv crucea eroilor de la Folia, ocazie cu care s-au depus coroane de flori de către Primăria Mănăstirea Cașin și filiala cultului eroilor Mănăstirea Cașin. 3. Simpozion de istorie și cultură pe un picior de plai pe gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de istorie și spiritualitate, manifestare prilejuită de ziua Comunei Mănăstirea Cașin. În data de 1 iulie 2022 a avut loc la Căminul Cultural al Comunei Mănăstirea Cașin, simpozionul de istorie și cultură pe un picior de plai pe o gură de rai, Mănăstirea Cașin, vatră de istorie și spiritualitate. Manifestare prilejuită de ziua Comunei Mănăstirea Cașin, organizată de către Primăria Mănăstirea Cașin cu sprijinul ansamblului folcloric Mugurași și Mănăstireni și cu aportul subfilialei cultul eroilor Mănăstirea Cașin. După cuvântul de deschidere, răsire primarul comunii inginer Adriana Enache, membrii ansamblului folcloric Mugurași și Mănăstireni au prezentat în versuri, muzică și dans fragmente din cea mai cunoscută baladă populară Miorița, care și are origine pe aceste locuri. Momente din trecutul încărcat de istoria al comunei au fost evocate într-o serie de alocuțiuni ale invitaților, respectiv domnul conferențiar universitar doctor general de brigadă în retragere Vasile Jenica Apostol, colonel în retragere Remus Macovei, președintele Asociației Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Constanța, preot protopop doctor Ioan Burgăoanu, preot paroh Andrei Silvineicu, istoric și fiu al comunei, Romulus Dan Buznea, jurnalist, publicist și inspector de specialitate la Consiliul Județean Bacău, conferențiar universitar dr. Ioan Dănilă, președinte executiv al Societății Culturale Vasile Alexandrii din Bacău, Constantin Rusanovski, președintele Asociației Pro Basarabia și Bucovina, filiala Omești, Constantin Tudose, scriitor și inițiator al manifestării Obârșa Mioriței, profesor Felice Iordache, director al Școlii Generale Regina Maria din Mănăstirea Cașin, profesor Molaru Simona Alisa și profesora preotese Maria Diana de la Școala Gimnazială Regina Maria din Mănăstirea Cașin. Totodată a luat cuvântul și Cătălin Gabriel Dima, președintele filialei cultul eroilor, nepotul lui Ion Mărășteanu, erou de război și fost primar al Comunei Mănăstirea Cașin, care la 4 iulie 22 am proprietării comuna cu 741 hectare de teren pe care primăria îl deține și astăzi, după care fratele lui Vasile i-a urmat la primărie și a adus încă 2100 de hectare comune în 1928. Acesta este și motivul pentru care ziua de 4 iulie a fost declarată ziua comunei, sărbătorită pentru prima dată acum 100 de ani cu ocazia primei ediții a evenimentului Zilele Comunei Mănăstirea Cașin. Primarul Adriana Inache a mai prezentat broșura Comunile Județului Bacău, Mănăstirea Cașin, realizată de către Romulus Dan Buzne și Olivian Dari, fiind prima lucrare dedicată promovării comunii. La finalul simpozionului au fost înmânate participanților diplome și broșuri de promovare a Comunei Mănăstirea Cașin. 4. Ceremonialul militar comemorativ la ansamblul monumental dedicat pe dealul Coșna. În ziua de 12 august 2022, membrii din filiala cultului eroilor Mănăstirea Cașin, la invitația filialei județene a cultului eroilor Bacău, au participat la ceremonialul militar la ansamblu monumental dedicat pe dealul Coșna pentru cinstirea memoriei eroilor căzuți în luptele din Primul Război Mondial. Manifestarea a fost organizată de către Primăria Bârgărești, Asociația Prospectorii Istoriei, Asociația Regimentul 15 Infanterie, Statul Major al Apărării, filiala Iași a Muzeului Militar Național Regele Ferdinand,
Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorătorul de Emir, Asociația Națională Postului Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chiries al Județului Bacău și de Asociația Națională Postului Eroilor Regina Maria, filiala Județului Neamț, sub filiala Roma. S-au prezentat alocuțiuni de către reprezentanții Grupului de Acțiune Ansamblu Monumental Poșna, Ambasadei Republicii Franceze în România, Ambasadei Republicii Federale Germania în România și Statului Major al Apărării. După slujbele religioase și alocuțiuni au fost depuse coroane și gerbe de flori la ansamblu monumental. Zona Poșna a fost survolată de aeronave ale bazei 95 aeriană din Bacău și ale bazei 90 transport aerian din Otopeni, apoi a avut loc defilarea structurilor militare prezente. La final, în tranșeile reconstituite pe locul în care s-au dat bătălii în august 1917, a fost prezentat un moment de luptă realizat de Asociația Tradiția Militară din București. 5. Memoria Oituzului, leagăn de legende istorice lui, ediția aniversară 25. În data de 15.08.2022, membrii ai filialei Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin, la invitația filialei județene a Cultului Eroilor Bacău, au participat la ceremonialul militar și religios care a avut loc la cimitirul eroilor din Oituz și cimitirul eroilor din Poiana Sărată, dedicate cinstirii memoriei eroilor jertfiți pe aceste meleaguri în primul război mondial. Manifestările Memoria Oituzului, leagăn de legendă și istorie și eroism, ediția aniversară 25, au fost organizate de către Primăria Oituz, Consiliul Local Oituz, Căminul Cultural din Comună și de Parohia Ortodoxă Grozești Oituz, în parteneriat cu filiala județeană Colonel Corneliu Chiries din Bacău, a Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria. Garnizoana Bacău, baza 95 aeriană, erou capitan aviator Alexandru Șerbănescu, Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și cu protocopiatul Onești. Sufiala Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin a fost reprezentată de Cătălin Gabriel Dima, președintele sufilialei, Elena Pașcoa Păvuloaie, secretarul sufilialei, conferențiar universitar, doctor general de armată Vasile Zenica Apostol și profesor dr. Adrian Dobleac, membri ai sufilialei Mecașin. Ceremonialele din Oituz și Poiana Sărată au fost deschise cu slujbe religioase susținute de preoți ortodoxi și preoți catolici, iar cuvintele din întâmpinare au fost rostite de primarul Claudiu Petrișor. Alocuțiunile au fost susținute de prefectul Narcis Zitaru, Dănuț Voicu, președintele filialei Bacău Cultului Eroilor, general de flotila aeriană dr. Vasile Florea, profesor Dorica Aguță, directoarea școlii gimnaziale din Oituz și părintele Simion Purce din partea protopopiatului Onești și a parohiei Grozești. Despre semnificația luptelor duse de români pe fronturile din zona Oituz, Cojna, Cireșoaia, a vorbit generalul de armată dr. Vasile Zimica Apostol. Dănuț Voicu, președintele filialei județenii Colonel Corneliu Chiries din Bacău, Asociației Naționale Cultului Eroilor Regina Maria, a oferit placheta 30 de ani de la reînființarea filialei Cultului Eroilor Bacău, primarului Claudiu Petrișor, locotenent colonelului Adrian Stanciu și părintelui Simion Purice, președintele filialei Cultul Eroilor Oituz, iar generalului de armată Vasile Zenica Apostol, nouă carnet de membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor. 6. Comemorarea eroilor căzuți în bătălia de la Cireșoara. La invitația filialei județene a Cultului Eroilor Bacău, membrii filialei Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin au participat în data de 10.09.2022 la ceremonialul militar și religios care a avut loc în parcul central al stațiunii Slănii Moldova, prin care s-a marcat împlinirea 105 ani de la bătălia de la Cireșoaia. Ceremonialul a început cu prezentarea onorului militar, apoi a continuat cu intonarea imnului de stat al României, după care a fost oficiat serviciul religios de către părintele protopop dr. Ioan Bârgăoanu, împreună cu preoți ortodoxi din protopopia Donești. La eveniment au rostit alocuțiuni primarul Gheorghe Baciu, conferențiar universitar dr. General de armată de retragere Vasile Zenica Apostol, membru al sufilialei Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin, subprefectul Narcis Zitaru și colonelul
Claudiu Mătălin Tamaș, comandantul brigăzii 5 mecanizat Podunau. Cu această ocazie, șeful statului major al Forțelor Terestre, general major Iulian Berbilă, a acordat protosingherului Claudiu Gheorghe Claudiu Constantin Panțăru, părintelui protopop dr. Ioan Burgăoanu, emblemă de merit partener pentru apărare clasa 3-a. Totodată, președintele filialei Bacău, Asociației Cultul Eroilor, domnul Stoicu, a înmânat placheta 30 de ani de la reînființarea filialei Bacău, primarului Gheorghe Bacea, colonelului Claudiu Mădălin Tamaș, locotenent colonelul Ovidiu Păturariu, comandantului batalionului 634 Infanterii Mareșal Iosef Surții și din Piatra Neam și președintele filialei Cultul Eroilor din Slănic Moldova, colonel Solomon. La final, militarii gărții de onoare batalionului 634 Infanterii din Piatra Neam s-au defilat cu drapelul de luptă pe acordurile muzicii militare a garnizoanei Iași. Membrii ai filialei Bacău Cultul Eroilor au depus o coroană de flori și la monumentul din cimitirul eroilor din Slănic Moldova. 7. Lansarea 6 volume din colecția Primul Război Mondial și Marea Unire a României. La invitația filialei Ștețenia Cultului Eroilor, membri ai subfilialei Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin au participat în data de 12 septembrie 2022 la lansarea 6 volume din colecția Primul Război Mondial și Marea Unire a României. Evenimentul a avut loc în aula Bibliotecii Municipale Radu Rosetti din Onești și a fost dedicat împlinirea 103 ani de la constituirea Societății Mormintelor Eroilor Căzuți în Război, înființată la 12 septembrie 1919 prin decret semnat de regele Ferdinand I și care a funcționat până în 1948 în altul patronaj al Reginei Mariei. La conferința de lansare a setului de lucrări moderată de istoricul Ghilică Munteanu și de directorul Bibliotecii Radu Rosetti Ionuț Stenii, au fost prezenți generalul de brigadă în retragere Gheorghe Buciu, vicepreședintele ANCE, generalul cu 4 stele Vasile Apostol, protopopul de Onești dr. Ioan Burgăoanu, Eugen Petrescu, președintele filialei ANCE Vâlcea, dr. Tudor Rățoi, filiala ANCE Mihelinț, Dănuț Voic, președintele filialei ANCE Bacău și primarul municipiului Onești, Laurențiu Nechina. Au fost oferite seturi de cărți părintelui protopop dr. Ioan Bărcăoanu, generalului Vasile Apostol, primarului Laurențiu Neghină și primăriei Slănic Moldova. Dănuț Voicu, președintele filialei ștețenii colonel Corneliu Chiriez din Bacău, Asociația Națională Culturilor Regina Maria, a oferit placheta 30 de ani de la reînființarea filialei Bacău a ANCE, primarului din Onești, generalului Grigore Buciu, profesorului Eugen Petrescu, profesorului Tudor Rățoi, directorul Bibliotecii Radu Rosetti, precum președintele filialei Moimiște a ANCE, Gabriel Ardian, și preotului dr. Florin Țușcanu din Roma. La finalul reuniunii, membrii a ansamblului coral Reconstrucție din Monești, din Moinești, condus de profesorul Gabriel Ardian, au susținut un scurt recital de cântece patriotice. Centenarul coronării. 100 de ani de la încoronarea regiului Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia. Evenimentul a fost organizat în data de 14 octombrie 2022 de către școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin cu sprijinul primăriei Mănăstirea Cașin în colaborare cu Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel și Asociația Cultul Eroilor Bacău cu filiala Mănăstirea Cașin cu prilejul sărbătorirea 100 de ani de la încoronarea regiului Ferdinand și a reginei Maria la Alba Iulia din 15 octombrie 2022. Evenimente a avut loc la Căminul Cultural din localitate. În cuvântul de deschidere, primarul comunei, inginer Adrian Enache, a făcut referire la încărcătura istorică a comunei Mănăstirea Cașin. Doamna profesor Felicia Iordache, directorul școlii din localitate și vicepreședinte al filialei Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin, a prezentat un documentar despre legătura regiului Ferdinand și reginei Maria cu localitatea Mănăstirea Cașin. Trecutul istoric al comunei a fost evocat printr-o serie de alocuțiuni ale invitaților, respectiv preotul paroh Dan Miloie de la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, membru în subfiliala Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin, avocat Elena Pașcua Povăloae, secretar al subfilialei Cultului Eroilor Mănăstirea Cașin, jurnalist Luminița Pătrățeanu, care a ținut să menționeze bucuria de a dona două tablouri ale reginei Maria și
inginer Constantin Rusanovski, președintele Asociației Proba Sărabia și Bucovina, filiala Onești, și vicepreședintele filialei Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin, care a donat școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin mai multe cărți și materiale despre istoria României. Cătălin Ghinal, președintele filialei Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin, a prezentat albumul Sărbările Coronării, ocazie cu care a făcut referire centenarul coronării Regii Ferdinand și Reginei Maria din 15 octombrie 22 la Alba Iulia, eveniment la care a participat și bunicul acestuia, Emo Reșteanu, în calitate de primar, alături de cei 1000 de primari din România întregii. Casa Regală a României a oferit albumul Sărbările Coronării fiecărui primar participant la acest eveniment, inclusiv bunicului său. Cătălin Ghinal face referire și la faptul că prin bunăvoința preotului parol Dan Miloiu a fost coborâtă din turnul Clopotniță strana regală comandată din contribuția proprie a bunicului său Ion Mărășteanu, în cinstea Reginei Maria, cu ocazia participării la slujba învierii din 10 aprilie 1920 la Catedrala de la Mănăstirea Cașin, alături de generalul Valiv, comandantul garnizoanei Bacău și a secretarului Episcopiei Romanului. Pe strana regală a fost așezat tabloul Reginei Maria, pictat de doamna Munița Pătrățeanu, domnul colonel în rezervă Serean Cozocaru, de la Asociația Tradiției Militare Bacău, a prezentat uniformele ostașilor români din primul război mondial. Doamna preotese Maria Diana, profesor la școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin și membru al filialei Cultul Eroilor, a prezentat o serie de cărți și lucrări istorice. Totodată, doamna Dragoste Elisabeta, profesor la școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin, a prezentat o expoziție despre cuvioasa Parascheva și portrete ale Reginei Maria pictate pe sticlă de elevii clasa a II-a. A urmat un program artistic în care doamna Mocanu Simona Moraru, Simona Alisa, profesor la școala gimnazială Regina Maria Mănăstirea Cașin și membru filiala Cultul Eroilor, a susținut împreună cu elevii școlii Regina Maria sceneta pe urmele Reginei Maria. Elevii ansamblului Mugurași Mănăstireni, îndrumați de profesora preotesei Maria Diana și coregraf plutonier al șutan Plănaru Cristian Membru la filiala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin, au prezentat o serie de dansuri populare. 9. Simpozion dedicat Zilei Armatei României. În ziua de 29 octombrie 2022, garnizoana Bacău, în parteneriat cu Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Corneliu Curieș, Centrul de Cultură George Apostu, a organizat la Centrul de Cultură George Apostu din Bacău un simpozion dedicat Zilei Armatei României. La simpozion au participat reprezentanții ai autorităților administrației publice centrale și locale, ai asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în domeniile de responsabilitate ale Ministerului Apărării Naționale, veterani de război, cadre militare în activitate, în rezervă și în retragere, reprezentanții ai societății civile. Despre semnificația zilei au vorbit George Geo Popa, directorul Centrului de Cultură Bacău, Dănuț Voicu, președintele filialei Cultul Eroilor, general de flotilă aeriană în retragere, dr. Vasile Florean, președintele filialei Bacău, Asociației Naționale a Veteranilor de Război, profesor dr. Alin Sebastian Popa și istoricul militar plutonier ajutant principal Sorin Grumuș. Totodată au avut loc momente muzicale oferite din muzica militară garnizoanei Bacău de către maior în rezervă Marcel Bălan și Mihaela Bălan. 10. Ziariști pe urmele misiunii militare franceze în Moldova. La data de 30.10.2022, Comuna Mănăstirea Cașin a fost vizitată de jurnalistul francez Jean-Christian Chirac și de ziarista Ruxandra Lucia Dumitrescu, director executiv la Obiectiv Watch Magazin. Oaspeții au reconstituit traseul românesc al misiunii franceze, militare franceze în primul război mondial, condusă de celebrul general Henri Matias Berlot, ocazie cu care au mers la Iași, la Odești, Suceava, la București, la Muzeul Militar Național și la noi în comun. La Mănăstirea Cașin, cei doi oaspeți s-au întâlnit cu primarul Adriana Enache, cu viceprimarul Gheorghe Nicolae Zăvodit, cu generalul de armată dr. Vasile Genic Apostol, cu Cătălin Dima și cu preotul Paroc Dan Nicolae, care le-a vizitat la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel, monument istoric care găzduiește o piesă unicată în România, respectiv strana Reginei Maria. Oaspeții au vizitat și biserica
Sfântul Simeon, nou teolog, titorită de Părintele Protopop Ioan Băzdoanu, care a ținut un discurs în limba franceză. La fel, general de armată, dr. Vasile Zemica Apostos, a ținut un discurs emoționat. Oaspeți au fost invitați la locuința lui Cătălin Dima, au văzut documente referitoare la misiunea franceză din România. 11. Ceremonial religios la cimitirea eroilor din localitatea Mănăstirea Carșin, județul Bacău, cu ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. În ziua de 1 decembrie 2022, la cimitirea eroilor din localitatea Mănăstirea Carșin, s-a ținut un ceremonial religios prin care s-a marcat împlinirea 104 ani de la Unirea Transilvaniei cu România. Ceremonialul a început prin intonarea imnului de stat al României, după care Părintele Protopop Ion Bârgăoanu și preotul paroh Andrei Turcu au oficiat serviciul religios. Apoi au rostit alocuțiuni primarul comunei Inginer Adrian Enache, Părintele Protopop Dr. Ion Bârgăoanu, profesor Felice Iordache, directorul școlii din localitate și vicepreședintele cu filiale Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin și Cătălin Dima, președintele cu filiale Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. În alocuțiuni s-a făcut referire la semnificația zilei din 1 decembrie 1908, zi în care Marea Adunare de la Alba Iulia a votat Unirea Transilvaniei cu România, cerându-se un singur stat național. Totodată, în discursurile acestora au fost omagiați eroi care au luptat pentru reîntrecerea neamului românesc și care s-au jertfit pentru țară, dreptate și credință, ei din păuritorii mari uniri de la 1 decembrie 1918. La monumentul din cimitirul eroilor au fost depuse coroane de flori de către Primăria Mănăstirea Cașin, Școala Gimnazială Regina Maria, Mănăstirea Cașin și Sufileala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin. Cam acesta este bilanțul activităților sufiliare în cultul eroilor Mănăstirea Cașin. Vă mulțumesc! Trecem la punctul 2, prezentarea planului cu principalele activități ce urmează a fi desfășurate de sufiliala Cultul Eroilor Mănăstirea Cașin în cursul anului 2023, prezentată de domnul Liviu. În primul rând, vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Vă prezint planul principal de activități pentru anul 2023. Bilanțul de astăzi. Un simpozion pro Basarabia și Bucovina, 105 ani de la Unirea Basarabiei cu România, pe data 27 martie 2023, cu ocazia Zilei Eroilor Înălțarea Tomului, se vor organiza manifestări prin care să se scoată în evidență eroismul militar al poporului român, de anumite 2 milenii de a-și apăra pământul împotriva invaziilor străine, eroismul ostașilor români și jertfa lor de sânge pe toate câmpurile de luptă în țară și în străinătate. O altă activitate, inventarierea trăițelor de pe raza comunei Mănăstirea Cașin. Am propus noi până pe 30 iunie să facem și această inventariere. Dar o să intrăm în amănunte la momentul respectiv. La 5. Simpozion de istorie și cultură pe un picior de plaie pe Gură de Rai. Dacă ținem, sunt ferm convins că și anul ăsta o să ținem următoarea ediție pe zilele comunei, în care la fel se punctăm un simpozion exact cum am făcut și anul trecut. La punctul 6, la fel, dacă domnul președinte Voicu ne va invita la ceremonialul militar comemorativ pe dealul Cosma, apoi memoria Voicuzului, împotrile de la Cireșoaia. La punctul 9, 101 ani de la încoronarea regelui Ferdinand și reginei Maria la Alba Iulia, din 5 octombrie 1992, va fi pe 15 octombrie. Punctul 10, simpozion dedicat Zilei Armatei Române, pe data de 25 octombrie. A realizarea Cărții de Aur, în care vor fi nominalizați eroii și martirii comunei Mănăstirea Cașin, care au căzut în luptă în serviciu statul român, sau care și-au sfârșit viața în mod tragic ca urmare a violențelor inamicului. Aici, un aport deosebit îl va avea domnul conferențiar universitar, doctor general de armată, Jenică
Vasile Apostol, domnul Cătălin Dima, primăria, din ce avem în Arhiva Primăriei, vom mai merge la Arhiva Națională de la Bacău, deja avem o parte din material. La 12, ceremonialul merge loc la cimitirul eroilor din localitate, cu ocazia zilei de 1 decembrie, va fi la 1 decembrie. La 13, ne-am propus noi, domnul general, dacă îmi permiteți, un simpozion 9 decembrie 1916 cu bătălia de la Cașa. Ne-am fi dorit pus și anul trecut, dar a fost 1 decembrie, au venit sărbătorii patriei și anul să-ți face tot așa un mic simpozion în care să vă duc. Reușiți că dacă vreți, eu vă vorbesc o oră și acum, deci nu nicio problemă. Sunt convins. Mulțumesc foarte mult. La 14, organizarea și desfășurarea acțiuni de înfrumusețare și întreținere a mormintelor eroilor. Aici un aport extraordinar în primăria, prin doamna primar care este și membru de onoare al subfiliarei, domnul viceprimar care este vicepreședinte al subfiliarei. Adică nu putem spune că chiar noi ne-am implicat, dar s-au implicat alți membri ai subfiliarei. La punctul 15, atragerea de noi membri în filiala cultuilor în Măsirea Caișin, la 16, stadiul achitării cotizațiilor, iar la 17, am intenționat, am lăsat un punct foarte sensibil și la care realizarea unui mausoleu al eroilor căzuți pe câmpurile de luptă de pe Valea Cașinului. Mausoleul va fi construit din piatră tip Soveja, Coșoară și Muzeu și va fi amplasat pe câmpul Scutarului cu acordul primăriei și Consiliului Local Mănăstirea Cașinului. Și aș vrea să punctez aici. Cineva, cândva, trebuie să înceapă această lucrare. Nu știu când și cum va fi terminată, dar e un început. Acum, dacă din punct de vedere istoric, la acest punct, domnul general ne poate spune câteva cuvinte, sau Cătălin, o să ne spună din punct de vedere procedural, cum ar derula tot acest proiect, ar fi ok atunci când o să luați cuvântul și să ne spuneți câteva. Cam asta ne-am propus noi. Deocamdată este deschisă, chiar dacă este un plan cu principal de activități. Noi o ținem deschisă, planul respectiv am să-l postez și pe grupul nostru WhatsApp cu autorilor Mănăstirea Cașin, tocmai pentru veni și alți colegi de-ai noștri cu alte idei, da? Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnul Rusu. Referitor la intenția noastră de a tipări în memoria celor care s-au jertfit din această comună a unei cărți de aur, noi, eu și cu domnul Rusu, deja am început niște demersuri prin a studia în arhivele statului eroii care au căzut în război de independență, în al doilea război balcanic și în primul război mondial. Avem aici un tabel cu toți eroii unde au căzut, în număr de 138. Urmează să studiem eroii care au căzut și în al doilea război mondial. Iar la intenția noastră de a construi un mausoleu, am pornit de la un document pe care l-am găsit acasă, din 1920, un apel pentru ridicarea unui monument al eroilor căzuți pe frontul Mănăstirii Cașin. Și dacă îmi permite să vă citesc ce intenție au avut acel comitet de inițiativă la acel moment, da. Apel pentru ridicarea unui monument al eroilor căzuți pe frontul Mănăstirii Cașin, către unitățile și ostașii care au luptat pe acest front. S-au împlinit 2 ani de când țara, în clipele cele mai grele, își îndrepta ultimele speranțe către bravii feciori, către hoartele cotropitoare ale inamicului, care ocupase ultimile înălțimi de pe Valea Cașinului. Tragedia devenise dureroasă. Inimile tuturor românilor se sfâșiau de durere și de groază la gândul nesățioaselor pofte ale dușmanului.
În aceste clipe de disperare, când nu ne mai rămăsese nădejde decât în Dumnezeu, bravii ostași ai diviziilor 2 de cavalerie, a diviziei 15, a diviziei 7 și 8 de infanterie, au reușit să rămână stană de piatră în fața puhoiului cotropitor, străjuind cu hotărâre și dispreț de moarte ultimile culpi de pe măgura cașinului, dovedind năvălitorilor că pe aici nu se trece. Nemăsurat de marele a fost minunea lor, dar nemăsuratele au fost sacrificiile. Înălțimile și văile cașinului au fost stropite din belșug cu sânge, ca pe vremea măreților zile ale lui Ștefan și Mihai. Clăbucul, fata moartă, masa lui Vodă, coarnele, măgura cașin, fețișoare, așița, etc., le sunt martori de isprăvile lor, iar oasele ce albesc astăzi aceste locuri de fac dovadă vie. Așa fiind, sub semnații fruntași din satul Mănăstirea Cașin, a cei care am avut fericirea să trăim alături de acești mucenici ai neamului constituiți în comitet, am hotărât să le ridicăm un monument, voind a le eterniza faptele lor mărețe, voind a lăsa viitorimei pilda dragostei de credință și de țară ce au arătat. Am ales președinte pe domnii general Văitoianu și Gorski, a cei care i-au comandat în aceste lupte. Facem apel la toți bunii români, la cei a căror odoare dor somnul de veci în aceste locuri, la toate unitățile și ostașii ce au luptat aici, rugându-i să binevoiască a ne ajuta. Orice ajutor, cât de mic, îl vom considera binevenit. Corpurile de trupă sunt rugate a ne trimite liste de eroi căzute aici. Subscripțiile fără listă se vor adresa ziarului din capitală, iar ca listă direct comitetului din Comuna Mănăstirea Cașin-Bacău, mulțumirile și sumele subscrise se vor publica prin ziare. Președinte activ, preot Gheorghe Marcu, Vasile Proșteanu, șef de ocol Silvic, Gheorghe Vornicelu, revizor școlar, Ion Simeonescu, primar, membrii ai comitetului, Constantin Beloi, învățător, Ion Mărășteanu, Gheorghe Mei Tudorache, Ghiță Iortache și Vasile Tudorache. Deci dacă în 1920 acest comitet a avut curajul de a începe un monument care, din păcate, nu s-a finalizat, monumentul se află în curtea bisericii, la 13 ani am găsit un alt document din 1932 prin care domnul Beloiu, la vremea respectivă, cam critica pe cei de la acea vreme. Nu mai dau citire că este foarte mare, dar ideea este că nu s-a finalizat acest monument și acum noi încercăm firav, dar nimic nu este imposibil, să construim un mausoleu, am zis tip Soveza din piatră, care să fie o emblemă a acestor locuri, a Văii Cașinului și a celor din jur, a Oltuzului și a Slănicului, pentru că aici, pe aceste locuri, nu s-a putut construi măcar un mausoleu. În județul Vrancea sunt 4 mausolei construite. Deci, cred că am putea și noi, cu bună voință, mai ales că mai avem acces la fonduri europene, să putem începe un acest demers. Vă mulțumesc! Punctul 3. Prezentarea lucrării sub filiala culturilor în Mănăstirea Cașin. Bilanțul e un lucrare. Și nu are sens să mai prezentăm toată lucrarea. Da. Atunci trecem la punctul 4. Luar de cuvânt al membrilor filiale și persoanelor invitate. Vă rog, care doriți să luați cuvânt. Da, ești urmașul profesorului Ciobanu, dacă ai auzit de dânsul la Unești. Pentru că atunci când nu ridica nimeni mâna la clasă la dânsul, se uita la mine și zicea, apostole, am înțeles că vrei să iei cuvântul. Și am amintit asta și când am venit la 30 de ani de la convirea liceului și n-a contestat. Da, îmi face plăcere.
În primul rând vreau să răspund la o întrebare pe care unii și-o pun, probabil, fără să o exprime. Ce caută acest om care e din altă parte, aici la Mănăstirea Cașinii? Cred că v-a spus-o unul. Sunt două motive esențiale. Primul, și pe care l-am în conștiință mai de mult, este faptul, încă de când am copil chiar și studiam așa un pic istoria, dar nu numai asta, auzeam pe cei din zona de dincolo de Onești, vorbind foarte frumos, admirativ vorbeau, la adresa cășunenilor. E incorporau și pe unii și pe alții. Așa. Și probabil finalul tot așa va fi. Vă spun eu că așa va fi. Da. Deci, auzeam multe lucruri. Când am început să studiez istoria, mai ales istoria militară, și am studiat-o aprofundat, că așa au fost instituțiile care ne-au format, mi-am dat seama că această zonă este vitregită și nu numai de asta, nu numai Cașinul, ci și Oituzul și toate celelalte. Am discutat-o și am pus-o public, această problemă, la o activitate când Dan Tătaru, Răposatu, era ajutat al ministrului apărării, secretar de stat. Și el și-a notat-o și m-a abordat pe urmă și am devenit foarte buni prieteni și dornici să rezolvăm ceva. Viața a fost așa cum a fost. M-a auzit acolo, spunând public la microfon, că este vitregită această zonă pentru că nu are un mauzoleu de talia celui de la Mărășești și de talia celui de la Mărești. Eu cu Măreștiu chiar am ceva, doamna Dana Lungu, când se uită la mine, știe cam ce vreau să zic, pentru că mult mai important era un mausoleu aici decât la Mărești, unde a fost o ofensivă fără orizont strategic, a fost niște fricțiuni între comandanții militari, îmi permit să spun că suntem un grup restrâns aici, cu efecte dezastruoase pentru personal, am murit atâta lume. Au dat lovitura principală, dacă vă duceți acolo unui mauzoleu, e ca pe un perete. Trebuia nemții numai să-i dea câte un bobârnac la luptător român și cădea. Au avut succes ofensiva, dar a trebuit să fie oprită și să vină trucări înapoi. Cu ce eforturi? Cu câți oameni pierduți? Câte vieți omenești? Când eram la liceu, ne spuneau, Mărești a fost ras de pe fața pământului, când eram eu pe vremea comunist la liceu. Dar nu spuneau atunci ce am aflat și am văzut pe urmă, că nu l-au ras nemții, ci l-a ras Averescu prin pregătirea de foc. Deci trebuie să spunem lucrurilor cum trebuie și cum sunt. Deci așa a fost. Și eu mi-am manifestat această nemulțumire. Dan Tătaru m-a abordat, a făcut, am găsit terenuri. Am umblat mult, am umblat prin munți ăștia, n-am trâmbițat ca să vadă lumea, am vrut să iasă ceva. Din păcate acest om și-a pierdut și funcția și dispărut. Important este că n-a dispărut ideea. Și acum, uite, ăsta e discursul pe care l-am pregătit acasă, pentru aici. Nu știam că o să iau cuvântul decât să vă spun atâta. Neamul este etern prin cultul eroilor. Și n-am spus-o eu, a spus-o Nicolae Iorga. Dacă cineva își permite să-l contrazică, să-l contrazică. În plus, vreau să vă mai spun tot ceva ce a zis Iorga, că noi spunem românii că eroii nu mor niciodată. Iorga ne-a spus altceva. Ei mor atunci când sunt uitați. Și de aceea eu vă felicit, chiar dacă încă nu mi-am terminat cuvântul, pentru faptul că luptați pentru nemurirea lor, prin ceea ce faceți aici și ce fac și ceilalți de la cultul eroilor din toată țara și de la toate filiale. Acum, mai am un argument pentru mauzoleu. Iliescu, generalul Iliescu, care a fost șeful marului cartier general în prima parte a războiului, și a condus catastrofal, a fost vinovat și Brăteanu, v-aș ține o lecție amplă de tot, dar nu e cazul și ar rezista argumentele și în fața istoricului ăla de care vorbeam noi aseară la telefon. Foarte bine ar rezista. Dar ce s-a întâmplat? Iliescu ăsta a fost chemat în Parlament să dea un raport de activitate și a lucrat cu o echipă amplă, vreo 2-3 ani, ca să justifice insuccesele din 96. El, în tot ceea ce întreprinde și ce a făcut acest colectiv de specialiști, i-am dat-o lui Pocovnic împrumut, dar cred că mi-a dat-o înapoi, o lucrare care nu o găsim pe aici, și el începe întotdeauna cu Cașinul. Deci nu întâmplător. Deci nu zice Mărăștiu, Mărășeștiu, nu știu ce. Și așa când s-a preluat, s-a zis Mărăști, Mărășești, Oituz,
Nu de altceva. Așa a fost cronologia în 1917. Că dacă ne gândim, Mărăștia a fost înainte, Mărășeștiu și la două zile a fost Oituz. Nu putem rupe acțiunile de la Oituz de cele de la Cașin. Cum nu le putem rupe pe cele de la Cașin de cele de la Oituz. Însă acești oameni din această zonă au avut o contribuție mult mai mare pe timpul războiului. Cea mai, cum să zic, durata cea mai mare a acțiunilor militare și inclusiv cei doi ani dinainte, că nu erau acțiuni militare, din neutralitate, cășunenii au știut de război și au participat. De ce? Aici se instruiau trupele, aici veneau marile unități și în perioada neutralității, deci din 14 până în 16, până în noaptea de 14 spre 15, că vorbesc de 15, seara la ora 21, pe 14 s-a trecut, și oamenii ăștia de aici erau înfrățiți cu armata. Armata în cei 2 ani a construit obiective pe aici. Dacă vă duceți la Dima acasă, jos acolo, pe strada Ion Misir, vedeți rămășițile unei fântâni pe care a făcut-o un regiment de la Botoșani. Pentru cine nu știe, poate să ducă, că e foarte aproape strada Ion Misir. Vorbeați de Gorski și de Misir îl preamărește pe Gorski, a fost un mare general. Dar voiam să spun altceva. Când ne-a citit domnul Cătălin Dima documentul ăla, apelul ăla pentru monument, mă gândeam așa, dacă îi schimbați data și schimbați niște numeri de oameni, nu, niște nume de oameni, este valabil acum. Da, da, mă ascult. Deci îl puteți, dacă îi schimbați data și schimbați niște numere, este manifestul celor prezenți. Așa este. Al doilea motiv, că nu vreau să uit asta, pentru care mă găsesc în această subfilială, îl constituie prezența acestui cetățean al comunei, Cătălin Dima, care are niște documente incredibil de conceput pe raza județului nostru. Și vă spun că sunt în cunoștință de cauză cât de cât. Deci am văzut documente la el, încă n-am avut timp să le văd pe toate. Și m-a abordat în legătură cu cartea, și acum o spun aici, cu cartea de aur a mănăstirii Cașin. Nu știu ce i-am răspuns atunci, dar știu că am știut ce i-am spus. Nu e mulțumit, nu e suficient ce acolo, cu tabele, niște tabele, că le poți lua și de pe monument. Problema că eu am fost când s-a dezvelit monumentul, cu Jitea. Problema esențială ce am discutat domnul Dima, dar el am credere că va face, eu am experiența că am făcut o carte a Comunei Bârsănești, 1000 de pagini pe A4, le-am lăsat o moștenire, ca să știe aia peste 200 de ani și mai era pe aici, când or fi aia cu ochii oblici, să știe ai noștri, mă, uite, așa e, așa era. Și acolo am scris, pentru că auzim și toți de aici, dacă ne gândim, am auzit că ai noștri în al doilea război mondial, că el a vorbit de primul război, al doilea război mondial, am avut mulți care au fost prizonieri pe la ruși. Unii nu mai știu, au murit acolo, pe unde, alții au venit. Eu am elucidat problema pentru zona mea și folosesc experiența ca să le dau indicațiile necesare și sunt convins că domnul Dima știe să caut în arhive și e foarte perseverent. Am găsit la hârtii de, nu mai știam, mă oprea nevasta ca să nu mă îmbolnăvesc decât alea vechi, mai au microbi. Am găsit fiecare hârtiuță, cum a murit fiecare și am făcut un tabel și asta ar fi foarte interesant pentru cartea dumneavoastră. Numere și pe numere, unde a murit și găsiți, dar trebuie muncă, și spune Popescu Ion, decedat la Odessa cu două gloanțe în piept sau X, nu știu ce, a fost înmormântat în locul cu tare, dacă se știe, alții care au dispărut spun când au fost dispăruți și găsiți, dar trebuie mult. Am vorbit cu domnul Dima și a spus că face așa ceva, s-ar putea să aveți chiar la primărie. Eu am găsit și la primărie niște documente, sunt niște hârtii primite de la comandanții din perioada 41-44 până în 23 august, primite de comună de la comandanții unităților militare de pe front. Și ei spuneau, da, eu am găsit acolo, dacă nu sunt aici, ori fi la Bacău, dar sunt. Și spunea acolo despre fiecare și transmitea și știa primăria unde se, și ce s-a întâmplat cu fiecare. Această carte de aur,
denumirea e foarte pretențioasă și trebuie să vă ridicați la nivelul acestei denumiri, că pe urmă cine vede zice, stai mă, ce au. Aveți un model, îl are doamna Dana Lungu, cartea lui Cornelu Stoica. Și mai avem la Constanța. Da, dar lui Stoica, eu cred în Stoica și mai ales că e aproape de noi și vă spun și de ce vă folosește. În cartea lui Stoica pe care are doamna Dana, sunt trecuți eroii de aici, dar cum, îi găsiți cei decorați și dacă vă uitați în toată zona, scrie la fiecare, eu i-am luat într-o noapte să-i număr și i-am mai și notat. Găsiți, nu cei din case, cei care au murit aici vorbesc, cei din case în care și-au făcut datoria și ei trebuie puși la loc de cinste. Dar cei despre care vorbesc, îi găsiți în cartea lui Stoica și găsiți acolo pe unde au murit aici și pentru ce fapte de arme au fost decorați. Deci găsiți material, eu mă angajez să vă sprijin cu cât o să pot, mai am eu vreo 3 proiecte. Uitându-mă la doamna Lungu acum, îmi dau seama, Cătălin, că ai făcut și o misiune în acest document, când ai vorbit de încoronare, ai uitat să spui că a fost emisiunea doamnei Dana despre încoronare, 90 de minute, nu? A fost un dialog între noi și a apărut pe postul local, acum am vrut și eu să mă laud, dar îmi cer scuze, și deci noi n-am trecut peste acest eveniment. Ce să vă spun? Cât pot eu să vă sprijin? Vă sprijin pentru că sunteți oameni inimoși, sufletiști și deși mai am niște proiecte, dar sper că în, știu, 7-8 luni, depinde cât ești de perseverent și pe cine mai ai pe la arhive să mai temiți, cred că mergeți împreună, găsiți domnul Vilică Munteanu prin fica domniei sale, care este foarte, foarte, cum să spun, dornică să sprijine asemenea eforturi, o să vă ajute, facem o structură și trecem la treabă. Vă mulțumesc! După ce mintir, 150 de metri pe dreapta, la Mocan, restaurant. Trecem la punctul 5, prezentarea și primirea de noi membri în subfilială. Avem un nou membru, în persoana domnului profesor Popa, care a avut o problemă și a trebuit să plece. Părintele Bogdan Priștea. Așa, ne-a lăsat adeziunea, cotizația. Aici. Așa, și ultimul punct, dacă aveți propuneri din partea participanților. Am luat de cuvânt. Poate îmi dă termen și pe generalul Roș ca să vin aici. Bordele. Dacă nu reușesc singur, nu te lăsați. Săptămâna viitoare vine și cred că va fi membru al subfiliare. Vom avea al treilea general în subfiliare, acolo pe eroi vă mănăstiri acasă. Cam acesta este bilanțul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați ascultat. În partea a doua să mergem la etaj acolo. Așa. În primul rând, bună ziua. Mulțumim conducerii subfiliare și primăriei comunei Mănăstirea Cașin pentru această activitate, pentru invitație. De fapt, suntem acasă în orice subfilială. La primul bilanț, subfiliala este tânără. Tânără prin formare, prin reorganizare, dar prin amplitudinea manifestărilor, a activităților desfășurate și consemnate aici prin două materiale cu suport tehnic deosebit, datorită membrilor subfilialei, cunosc, a depășit cu mult calitatea celorlalte prezentări din subfiliale. Nu în toate subfilialele au loc adunări anuale, în primul rând din cauza numărului de membri care nu este consistent, nu este mare ca în cazul subfilialei Mănăstirea Cașin. În câteva cuvinte vreau să mă refer strict la chestiuni tehnice, chestiuni de ale noastre, domnul general, doamna primar, care
țin să îmbunătățească activitatea pe viitor. O să supun în final la vot activitatea cu un calificativ pe care o să-l propunem. Este un calificativ propus de biroul executiv, am analizat, noi nu trebuia să ne prezinte cineva această succesiune de evenimente, pentru că știm ce s-a întâmplat așa. În primul rând, pe 25 sâmbăta viitoare avem la nivel județean, avem noi adunarea anuală de prezentare a activităților și a planului de măsuri pe 2023. Un punct care este imperios necesar este modificarea, actualizarea statutului Cultului Eroilor, datorită faptului că la nivel național au venit niște schimbări necesare de altfel și obiective datorită realităților românești de astăzi. Câteva din ele pot face parte din structurile Cultului Eroilor și aparținătorii partidelor politice cu condiția să nu folosească organizațiile în scopuri de electorale. 2. Numărul de membri care sunt ai subfilialelor Sătești, Orășenești, Comunare Orășenești Municipale sunt constituiți din membri cotizanți, membrii simpatizanți sunt veteranii de război, urmașii veteranilor de război, elevii, studenții, cercurile cultului eroilor din fiecare subfilială au un rol deosebit în a mări numărul membrilor și membrii susținători. Membrii susținători sunt acei membri, acei oameni, acele organizații care sprijină material activitatea în teritoriu, inclusiv a dumneavoastră. Am scos pentru dumneavoastră și dați-mi voie să citesc membrii susținători ai subfilialei Mănăstirea Cașin, fără de care nu se putea, și fără de care, scuzați-mă, nu se putea să aveți și aceste rezultate și financiare. Ariton Doinița, Ariton Viorel, general de brigadă Stroia Adrian, Beloiu Corneliu, Bulacu Andreea, Cristian Dumitru, Maior Moraru Gicu, locotenent colonel Rosu Liviu, domnul general Apostol Jenică Vasile, Dingă Claudiu, Bacalu Ionel Lucian, Ciubotaru Gheorghe, Moraru Marian Dorin, doamna primar Ianache Adriana, Ioniță Mioara, Demeter Mihăiță, protocopiatul Onești. Sunt ca număr care se contabilizează. Asta este modul de a prezenta numărul organizațiilor, inclusiv a subfiliei. Sunt 17. Adăugat la aceasta suma celor care mai sunt veterani de război și urmașii vădovelor de război, am găsit în extrasul Asociației Veteranilor de Război, care ne-au furnizat un material, dumneavoastră să-l verificați, dacă nu, Doamne ferește, nu mai fi cineva lipsă la asta. Acaru Maria, Artan Lenuța, Benciu Mare Anica, Bițoiu Agurița, Fânaru Ifrăsina, Ioniță Neculai, Necula Gheorghe Maria, Sitaru Elisabeta, Sitaru Maria, Stratulat Veronica, Tudorache Olga, Viju Maria. Am citit această listă, pentru că este scurtă, sunt 12 la număr, care, împreună cu membrii susținători și membrii simpatizanți, categoria anilor și urmașilor, întregesc numărul membrilor subfilialei Mănăstirea Cașin. Prin urmare, în raportarea care am făcut-o, am îmbunătățit-o, că suntem datori în fiecare an să facem raportarea pe subfiliale, nominal, deci numele subfilialei, care merge la sediul central, în baza căruia se întocmește o solicitare de sprijin material la Ministerul Apărării Naționale. Prin urmare, Mănăstirea Cașin are acum 103 membri. Sunteți de departe, așa, 19, am spus, membrii simpatizanți, 62 de membri cotizanți, atât au fost până acum, deci la final, o să-i contabilizați până la finalul anului. Deci este una din a doua, chiar a treia, după Onești, ca număr de membri, membrii susținători, membrii simpatizanți. Repet acest lucru pentru că o să ne învățăm cu aceste categorii de membri ai subfiliarei. Două
observații la planul de măsuri pentru anul 2023. Am mai rugat pe domnul Cătălin Dima și pe domnul prim-vicepreședinte. Mănăstirea Cașin este unică, cred, în România, prin numărul de troițe. Este, nu cred că există localitate administrativ-teritorială care să aibă atâtea troițe realizate. E o rugăminte, o propunere, să o adăugați la planul de măsuri. Să faceți, nu, să faceți o evidență a lor, un inventar cu fotografii, cu amplasament, dacă se poate, cu coordonate, și să fie prezentată în măsura în care o carte de aur ce se dorește. Este o obligație statutară, domnul general. La nivelul României, cărțile de aur au fost, după 1920, cerute de regina Maria. Nu s-a putut face. La nivelul județului Bacău avem 3. Avem Oituzul, care ați remarcat-o dumneavoastră, este imposibil să nu amintim lucrarea domnului profesor Stoica. Avem la Sărata, avem la Pârjol, pe care o să mă țin de cuvânt să vă, la ședința din 25, veți primi un exemplar, dumneavoastră, sub filiala, ca să aveți de orientare. Așa cum spuneam, acest inventar, această evidențiere a tuturor troiților de pe teritoriul Mănăstirii Cașin, o să vă mândriți și o să ne mândrim și noi cu acest lucru, ca fiind una din demogățiile sufiliare. Vă rog să-mi permiteți să fac o precizare. Am așteptat să vină și părintele Bogdan Ionel Piștea, care este președintele interimar al sufiliarei municipiului Onești. Împreună cu părintele am venit cu domnul prim-vicepreședinte Cristinel Dumitru Aioanei, domnul secretar Petru Done, era pe aici, și cu domnul vicepreședinte, domnul colonel Pavel Nicu. Domnul colonel Pavel Nicu este și președintele sucursalei județului Bacău a Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Este o onoare pentru noi să fie și membru la noi, dar să ocupe și această funcție deosebită în România. Vă rog să vă cunoască. Lumea, este un moment pe care acest ofițer. Dacă vreți să spuneți câteva cuvinte, chiar e benefic, ce înseamnă Asociația Ofițerilor din România cu dragă inimă. La poziția față. Un capitol mic. În siajul celor prezentate la acest bilanț, pot să promit că Asociația Ofițerilor în Rezervă, sucursala Bacău, va avea o foarte bună colaborare cu această subfilială, care este compusă din oameni cu potențial, oameni de o calitate deosebită, foarte mari patrioți, datorită și zonei în care au avut loc foarte multe evenimente, lupte, în cazul celor două războaie mondiale. Sunt bucuros că mă aflu aici în calitate de vicepreședinte al Asociației Cultul Eroilor, filiala județeană, și reiterez dorința de colaborare. Mă scriu și la nu e incompatibilă partea. Nu. De asemenea, am văzut că a ajuns și președintele subfilialei de la Doctan, la domnul Vasile Boboc. Ne bucurăm că în prietenia dintre subfiliale să fie aceste întâlniri. Am început la Slănic, unde colegii celor de la Slănic și dumneavoastră tot prezent și văd că și la Mănăstirea Cașin. Activitatea desfășurată de subfiliala Mănăstirea Cașin, un an, un anișor, îi dorim mulți și consistenți,
propusă de biroul executiv este calificativul de foarte bine. Mulțumim! Totodată, datorită rezultatelor obținute, sufilialei Mănăstirea Cașin pentru activitatea desfășurată în cursul anului 2022 se acordă o diplomă de excelență în semn de prețuire și respect pentru generoasa contribuție adusă păstrării memoriei eroilor băcăuani care s-au jertfit pentru înfăptuirea marilor idealuri ale neamului românesc. S-o mână domnului președinte cu urările. Unde considerați dumneavoastră, da. Referitor, este incitant startul pentru mausoleu. Domnule general, cunosc din bucătăria și entuziasmul domnului secretar de stat, Dumnezeu să-l ierte, atunci sprijinit de toate asociațiile, dar să știți că s-a blocat, dumneavoastră știți mai multe, nici eu nu pot să spun mai multe, s-a blocat înainte de a da, aici pe plan local, am găsit terenuri, am găsit tot, în sfârșit am umblat prin munții ăștia, dar problema este, acum m-ați provocat un pic și nu prea îmi place să vorbesc așa, fără rost. Dar, dacă, deci atunci s-a mers pe pile, domnule. Să fie foarte clar că dacă cineva de aici, din zonă, avea o funcție mare, aia, Averescu a fost prim-ministru. Și el a făcut ofensiva de la Mărăști. Și a dat fondul. Deci, acum, ce să ne mai tot... Eu nu prea mă feresc, așa că n-am de ce, n-am ce să pierd, că nici nu mă promovează nimeni, nici n-am nimeni. Dar așa a fost. Deci, n-am avut. Mai e un lucru, când se bagă unii care nu trebuie. Păi să vă spun că la Mărășești a fost scos de acolo un general puternic, unul din cei mai buni generali ai armatei române și a fost scos din mauzoleu că a venit o doamnă care a zis că nu merită să fie ăla lângă sicriul soțului ei. Dom'le, istoria asta este atât, te face câteodată de te încrâncenează când îi știi trecutul. S-a dus doamna că nu-i convenea ei că era Cristescu acolo. Și l-a scos de acolo. Nu vă mai spun cine e în locul ăla acum, când l-au găsit rușii în 44 gol, cine e acolo? Dar nu mai, gata, mă opresc. Noi suntem bucuroși să auzim din asta. Da. Televiziunile fac scurt circuit, nu-i problemă. Pe 25 invităm membrii, 25 martie, membrii Consiliului Director, să fiți prezenți la ora 11 la Bacău. Iar pe data de 27, când se sărbătorește în tot românismul unirea Basarabiei cu România, la Centrul de Cultură și Arte George Apostol, sărbătorim acest eveniment la ora 17. Sunt invitați toți cei care au afinități sau dragoste despre aceste evenimente. Vom avea invitați academicieni din Republica Moldova, de la Garnizoana Bacău, câteva intervenții și sperăm să fie un eveniment de început în primul trimestru al anului 2023. Și o ultimă rugăminte și precizare, cărțile de aur care s-au editat, s-au muncit, este o muncă titanică dumneavoastră la Mănăstirea Cașin, numai dacă amintești cimitirul internațional al eroilor, construit de Societatea Cultului Eroilor în 1932, în care sunt precizați că odihnesc 18.365 de soldați care au fie în mormente individuale, fie în osoare. Dumnezeu știe ce o fi fost acolo într-un perimetru așa de mic. Mai știu de la dumneavoastră că veți întreprinde tot ce trebuie pentru recunoașterea cimitirului la nivel în domeniul monumentelor istorice. Și așa mai departe. Este de treabă în zonă. Bine că s-a constituit această sufilială ca aveți ce face. Vă doresc succes, un alt frumos, să ne vedem totdeauna în pace.
Dacă nu, încheiem ședința de bilanț. Vă mulțumim și în partea a doua vă invităm o treaptă mai sus să luați o gustărică.